Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 25 iulie 2021. Obstacole pe calea credinței. Că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 2, versetul 16. Trebuie neapărat să renunți la mulțumirea pe termen scurt în favoarea împlinirii pe termen lung. Apostolul Pavel își rezumă viața și lucrarea în acest verset. N-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Filipeni 2, versetul 16. Nimic nu este mai important în viață decât alegerile pe care le faci. Biblia ne spune în Geneza 13, versetul 12, că Lot și-a întins corturile până la Sodoma. Și o perioadă a prosperat. Dar până la urmă, toate lucrurile pentru care a trudit s-au prefăcut în scrum. Apoi citim, versetul 14, Domnul i-a zis lui Avram, după ce s-a despărțit Lot de el, ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în veac. Am încheiat citatul. Lot a ales direcția greșită și a pierdut. Avram a ales direcția bună și a câștigat. Alegeri, alegeri, alegeri. Când vorbim despre ele, fă-ți obiceiul de a te întreba cum îmi va afecta această alegere caracterul, respectul de sine și încrederea atunci când mă apropii de Dumnezeu în rugăciune? Cum îmi va afecta influența și respectul din partea celorlalți? Cum îmi va afecta familia și pe cei care îmi calcă pe urme? Biblia ne oferă răspunsul în primele două versete din Evrei 12. Deci, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. Așadar, alege întotdeauna să asculți de călăuzirea lui Dumnezeu.